Bună, bine ați venit la un nou vlog. Sunt cu Iulian. Hello. Hello, și puțin bolnavi de gripă. Da, eu am fost răcită 3 zile, 4. De-abia astăzi m-am machiat și am ieșit din casă și se pare că suntem spre final oricum. Nu, te ia pe tine? Cei mici au cam scăpat. Eu sunt ăla care adică mai da. Andreas și Eric n-au luat deloc. Nicolas a luat. Ia, deși în casă la noi cam așa merge gripa. De la unul la altul. Începe cu unul și după aia termină cu toți. Dar cred că la toată lumea merge. Da. Nicolas a avut 2 zile în care s-a simțit rău, dar își revine și trebuie neapărat să ne revenim pentru că mâine mergem într-o nouă excursie, una foarte scurtă, și pentru asta am venit aici la mall. Vrem să luăm carioși de la Pepco pentru că le-au consumat în excursia trecută, folosim aceleași cărți, și să vedem ce mai luăm, niște vitamine și apoi mâncare prin Kaufland. Voiam să vă arăt apusul, dar e din parcare, oricum a fost foarte frumos, n-am putut să filmez pe drum, am filmat un pic acasă. Ai găsit? Uite ce frumoase sunt astea de aici. Și scriu subțire. O să vedem. Super drăguțe, aș vrea și unul. Pepene, căpșuni, lămâi și kiwi. Super cute. Cât e unul? 5 lei. Sunt 2 modele cu activități. Și nouă ne trebuie 3, de-aia n-am luat data trecută. Putem lua 2 și... Păi da, și cărțile de colorat pe care le cărăm acum. Da, da. Mai sunt și alea. Da. Nu e vlog de desen. Da, credeam că e cu foi alb. Uite, cu roboțic. Uite ce au aici, marcare care se pot șterge. A, dar cu pic. Credeam că-s cu radieră. Cu pisici. Nu. Și cu căței. Stai să văd. Ceea ce e lui Nicola sigur se facă și lui. Uite, numai cu cățeluși. Așa. Și mai era unul. Păi și le car pe astea? Da. Le luăm pe avion? Da. Cum da? Sunt mai subțiri decât alea groase. Dar mai mari și nu în cap. În cap? Cum să nu în cap? În cap. Și mai trebuie un fel. Arată bine astea, n-am mâncat niciodată. Aperitive cu cașcaval. Văd că au și cu cacao. Cacao nu mă interesează. Am intrat în Kaufland să luăm câteva chestii pentru drum. Ai mai găsit ceva? Ai înghețat de frig, așa e? Am terminat și cu Kaufland-ul, am fost și în Lidl. Și în Lidl intrasem doar pentru o pizza și am ieșit cu o sacoșă plină. Am luat niște chestii interesante și era săptămâna italienească, de-aia am luat și pizza și focaccia. Deși mâine plecăm în Italia. Iulian, am stat la căldurică în mașină. Da, ce bine e. Știi nu că, mai ies afară. Știi că în Lidl e săptămâna italienească? Da? Uh-huh. Și ce? Mi se pare că au chestii mai bune decât am găsit în Italia. Păi și arătau foarte bine. Păi și ce ai găsit? Am luat o pizza, o focaccia, niște crisine pufoase sau nu știu ce zicea acolo, dar aveau multe chestii. Acum n-am luat, că mâine plecăm. Și am luat o focaccia din supermarket, din Italia. Și mirosea oțet. Nu știu, am aruncat-o, nu ne-a plăcut. Nici copiii n-au vrut să o mănânce. Dacă v-ați uitat la vlogurile din Bari, ați văzut că n-am fost foarte încântați de gama. De vreme și de... Nu vorbeam de vreme acum. Vorbeam de gama de alimente pe care am găsit-o noi în supermarket. Poate am fost și plouați și așa și n-am stat să căutăm atât de atenți, dar la prima vedere știam așa, nu ne-a plăcut. Nu. Adică e mai bună mâncarea italienească din Lidl, asta vreau să zic. Dacă zici tu, eu n-am fost. Și mi-am luat baclavale de la săptămâna grecească care cred că a fost înainte. Fantastic. Haideți acasă. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce frig e. Da. Unde ne grăbim la ora asta? În loc să stăm în pat la căldurică. La drum! La drum! Ce faceți? Mergem în vacanță! Unde? La Box Pinus! La Roma! Până dimineața! Acolo este răsăritul și noi plecăm la drum, lăsăm zăpada în urmă și sper în partea cealaltă, adică la Roma, cum vă zicem de la începutul vlogului, deși am început vlogul aseară, sperăm că acolo o să fie soare! Haideți la drum! Bineînțeles că nu o să filmăm, ne vedem în aeroport! Pe drum nu filmăm. Ce dragoste mare! Da. Uite cine te iubi. Ține cățelușul.
Te iubește mult cățelușul. Am lăsat mașina aici în parcare și un cățel numai de Nicolas tulipit. Cis! Gata! Am făcut poza. Acum hai să ne îmbarcăm. Haide! Vezi ce de avioane sunt, ce autocarul în care au stat o groază până să pornească. Noi trebuia să fim de 10 minute în aer. Avionul ar fi trebuit să plece acum un sfert de oră. Zbori, Iulian, zbori! Nu, e de fric, cred că nu mai avem. Da, e foarte fric. Foarte, foarte, foarte fric. Sunt super drăguțe mașinile astea în carouri. Aroma! Ce-ai făcut? Ai pus centura? Da. Să filmez. Coborâre, a fost zborul oribil, se tot bălângânea și la un moment dat a început să mă doară capul, deci parcă aveam 7000 de aci așa fipte în creier. Vai, oribil, în sfârșit am ajuns. Cei soare! Nu vreau să încep sosire aici cu o plângere, dar n-am avut niciodată un zbor atât de rău, că la un moment dat chiar mi se făcea rău, am luat și punga, zic, Doamne ferește, fac ceva pe aici prin avion. Dar asta cu capul nu mi s-a întâmplat niciodată. În fine, suntem în drum și e soare! Hai să ne bucurăm! Sunt la baie și voiam să vă arăt chiuveta. Ce interesantă e cu senzor, ca o placă și bagi mâna de dedesubt și curge săpun, apă și aer. În sfârșit, după ce am stat la coadă 2 ore, cred, o oră jumate sau două, 2 avioane la un singur chioșc. Deci un chioșc cu control de pașapoarte cu 2 persoane, 2 polițiști și 400 de persoane venite din avion. Avionul nostru și încă unul. Iar cel din spate nu era european și mulți, familii cu copii sau chiar singuri, se băgau în față. Și dura și mai mult controlul pentru că ei, nefiind din Europa, ținea mai mult până-i controla. În fine, am stat foarte mult. Ideea e, cu vlogurile acestea, să vă arătăm unde ne plimbăm și ce facem. Nicolae, tragi cu ureche. Dar vrem să vă zicem și realitatea. Nu vrem să fim ca o pagină de Instagram perfectă, unde totul e frumos, totul e perfect și nu ni s-a întâmplat nimic, nu ne îmbolnăvim, nu stăm la coadă, nu plouă, nu știu, chestii de genul ăsta. Vă relatăm experiența noastră așa cum o trăim, cu bune și cu rele. Noi încercăm să fim pozitivi, să vedem tot timpul binele. Dar dacă se întâmplă să stai la coadă 2 ore, stai la coadă 2 ore. Dacă se întâmplă să plouă, plouă. Și vă arătăm chestiile astea, pentru că asta e realitatea și astea sunt vlogurile, astea sunt amintirile noastre. Acum ieșim din aeroport și să vedem, căutăm un autobuz care să ne ducă la metrou. Va fi linia A, parcă, una din ultimile stații și de acolo o să luăm metrou spre stația care ne duce unde e cazarea. De-abia aștept să văd cazarea. Cazarea, da. Cazarea. Suntem în Cimpiano și aici poți să vizitezi orașul. E un castel frumos, un lac, e foarte drăguț, cu altă ocazie. Dar din acest oraș este și un tren care te duce la Termini, parcă se cheamă, undeva în centru. Dar ca să ajungi acolo trebuie să iei un autobuz. Deci varianta e autobuz 5 minute, tren până în centru, dar după aceea noi trebuie să luăm metrou, că nu stăm chiar acolo. Așa că alegem varianta autobuz până la metrou și apoi metrou până la hotel. Da? E bine? Mergem să vedem de unde luăm bilete. Cât costă? Dar trenul? Nu cu trenul, cu autobuz. Autobuz și metrou. Aici avem metrou în oraș. Yay! Aici când ieși din stație, chiar în față e 520 pe care luăm noi și 720 tot la metrou te duce, dar la altă linie. Noi vrem la linia A
Și am luat biletele din aeroport. Acolo erau câteva chioșcuri, vreo două sau trei erau cu shuttle bus, cu autobuze care te duc în centru. Erau vreo 6 euro parcă, iar acesta e autobuz normal care te duce la metrou sau unde vrei tu, dar eu vreau să cobor la metrou. M-am zis, noi nu vrem să ajungem în centru, noi vrem să ajungem la metrou, că din centru oricum ar fi trebuit să luăm metrou spre cazare. Așa că e mai bună varianta asta pentru noi. Și pentru voi, dacă vreți să ajungeți la metrou, luați 520-ul pentru linia A, stați că vă zic aici așa, 720 și linia B. Depinde la care metrou vreți să ajungeți, iar biletul e 1,50 € pentru adulți și copiii nu plătesc. Acelea sunt autobuzele shuttle de 6 euro. Aici te lasă autobuzul la stația Cinesita. Iar metrou e chiar acolo în față și n-am mers multe stații. Cât am mers? 10 minute? Puțin, câteva stații. Și scrie în autobuz pe ecran la ce stație te afli și prima este Cinesita. Cred că așa se pronunță, nu știu. Oricum e lângă metrou, e super. Sunt la bilete, mi-am pus gluga că bate vântul chiar la intrare. Nu știu ce să iau. Valabil 100 de minute, 2 bilete, ăsta pentru noi, 5 bilete, 10 bilete, 10 călătorii. Se pare că aici în Roma biletele funcționează altfel. Ați văzut pe automat că scria 100 de minute. Deci biletul pe care l-am cumpărat din aeroport pentru autobuz e valabil și pentru metrou. Dar la metrou ai voie doar o călătorie. Autobuz într-o 100 de minute te poți plimba de câte ori ai tu chef. Dar la metrou numai odată poți intra. Oricum n-a trebuit să luăm alte bilete, pentru că am vrut să iau și am văzut că scrie că e valabil metrou și autobuz. Și am zis, hai să cer biletele astea și au funcționat. Acum căutăm cazare. Păi, scrie etajul întâi. Îți place? Wow, și asta e camera. Hai să o arătăm înainte să ne instalăm. Avem, uite, lenjerie cu Batman, un poster mare cu Batman. Și aici, da, imediat asta e. Și șifonierul cu Batman. Mario. Și Joker. Și arată la pies de rezistență. E super, nu? Tablouri, aici au copii, pat. Și noi aici la înghesuială. Da? Da. Nu am știut asta. Și scaun cu Batman, și raft cu totul Batman. Super? Super. După cum știți, Iulian e fan Batman și am ales camera special pentru el. Celelalte nu sunt cu Batman, sunt cu alte teme. Am văzut una cu ceva desene animate sau anime, era una cu Betty Boo. Și perdeaua e cu Batman. Să vedem peisajul. Dăm stradă. Noi cred că am venit de acolo. Aici e un cartier de blocuri. Metroul, uitați, chiar se vede de aici. Stația de metro e super aproape. Am înțeles că în partea asta e un supermarket. Asta ce aprinde? Lumina. Și Batman. Tu. A, da, și frigider. Super. E în priză? Ah, are și pe Harley, da, ai dreptate. Așa se cheamă acest loc, Comic Guest House. Iar baia, care e privată, arată așa. E camera acolo, apoi e recepția, o să vă arăt holul și baia e separat, dar este privată. Avem cheie. Oricum, noi am venit aici pentru camera Batman, de aceea am acceptat și să fie baia separată. În plus, stăm doar două nopți și așa că... Chiar dacă e inconvenientul acesta, merită pentru o perioadă atât de scurtă. Ai deschis? Butonul era aici și noi nu știam cum se deschide ușa. Stai, mami. Haide. Nu, la stânga. Acolo e metrou, în partea asta. Păi da, noi mergem la stânga. Hai să căutăm un supermarket, pentru că ne e foame. Și Iulian nu se simte prea bine data trecută. Uite aici, pizza bar. Vezi? Ia un meniu de aici să ne uităm. Bine că avem pizzerie lângă. Voiam să zic că data trecută nu m-am simțit eu bine. Acum
Iulian e cel căzut la pat. Mi-a zis că e un supermarket pe aici, dar să vedem pe unde o fi. Lui Nicolae a trecut, stai că e roșu. Știi că nu dau prioritate. Sunt curioasă dacă cei din Roma dau un pic mai multă prioritate decât cei din Bari. Planul nostru ar fi fost să ajungem în Vatican în seara asta, dar Iulian nu cred că poate să meargă. Nu știu dacă o să mă duc eu cu copiii sau ce să facem, că e deja cât o fi ceasul? 5-6? Deja apune soarele. Cred că o să fac turul cazării separat, pentru că îmi place super, super mult și aș vrea să vă arăt așa toate detaliile care sunt și pe hol și la noi în cameră. Celelalte camere nu pot să vi le arăt. Vă zic despre ele din poze și cred că o să pun separat cazarea. Iulian n-a știut, a fost o surpriză, mie mi-a plăcut foarte mult. Poate el n-a părut așa încântat în video, dar e din cauza că nu se simte bine. Vlogurile astea vreau să vă încânte, dar v-am zis, vă arătăm și realitatea. Acum, mai ales în perioada virozelor, s-a nimerit să luăm și noi și asta a fost. S-a nimerit să mergem și în excursie. Dar vă zicem, asta e viața, nu? Nu e perfectă, dar e perfectă. Aici e supermarketul. Păi și ce e închis? A, nu e închis. Hai să vedem ce găsim. Ce luăm? Uite, mă uitam la această pastă de pateu. Iulian tot trebuie să mănânce ceva așa mai moale, încă nu i-a trecut de tot. E încă sensibil cu dinții. Și cred că asta ar fi bună, dacă nu, oricum e bună pasta de pateu. Astea sunt fel de mini pizze, am văzut. Stai, moale astea, vezi, cu roșu așa. Dar nu știu dacă sunt bune, mami. Hai să vedem ce mai au aici. Tot felul de pâini. Asta ce fel de pâine a fi? Asta pare interesant. 2 și 2. Aici 4. Nu, mami, e altceva. Niște chifle. Pâine. Hai să vedem ce mai e pe aici. Aici au tot felul de chestii la cutii, supe. Mă gândeam să iau niște piure și aveau și mămăligă cu ciuperci. Vrei roșii? Ție și lui Andreas. Dar din astea să luăm sau să luăm așa mai mult? Am luat așa. Ne întoarcem la suc, hai să ne uităm la biscuiți. Ăștia sunt cum am luat fulgi data trecută. A, de Crăciun, ce drăguț sunt. Și de ce fel? De Crăciun să luăm. Vrei de Crăciun? Haideți, ține-i pe ăștia în mână să vedem dacă mai găsim și alte modele. Uite, au bezele! Uau, super! Merenghe, adică sunt numite exact ca în Spania. Pâine cu... Coș. Nu, a, astea, da. Biscuiți cu susan, am vrut să zic. Nu știu ce biscuiți. Prăjituri Kinder, par așa, din făină integrală. Vrei niște checuri de-astea cu lapte? Da. Poate mănâncă și tati. Și uite, au și așa. Eric, hai să luăm și cu steluțe. Both of them. Cu lapte și cu steluțe, văd că mai au cu ciocolată. Aici ce sunt? Muffins. Gogoșele. Aici sunt mini gogoșele, cred că. Oh, le de toate mi-e poftă. Aici e lapte, pâine prăjită. Uite, tortilia de patată, cum avem în Spania. Dau pentru mine. Ce ți-ai luat? Pentru mine. Și dau pentru Andreea. Bine. Uite, pâine. Hai să ne luăm și pâine. Din asta... Asta-i tot ce am luat. Gata cumpărăturile. Se cheamă Tuodi? Tuodi? Tuodi Martin. Hai, să mergem că s-a făcut noapte. Tuodi Martin. Să vedem ce pizza au aici. 10 euro meniu, uite, cu meniu, cu hamburger. Poate sună interesant. Cu meniu, cu hamburger. E un buton acolo, s-a prins ușa. S-a prins ușa, s-a deschis ușa. Acolo, vezi un întrerupător alb? Alb! Du-te și ajută-l. Am... Așa, haide, apasă! Apasă! Am intrat greșit, avea tot gratis din astea. Unde e? Nu e aici. M-am luat după voi. Hai să vedem. E acolo. Mai trebuie să mergi un pic. Acum știu. Știi? Uite aici, unde scrie Comic Guest House. Stai că avem și cod. Vezi? Mulțumesc! E grea poarta asta.
copiii au fugit.